nimic din ceea ce faci nu te va schimba, căci tu n-ai nevoie de nicio schimbare. Se poate să-ți modifici mintea sau corpul, însă ceea ce se modifică este întotdeauna ceva exterior ție însuți, nici de cum tu însuți. De ce să te chinuiești câtuși de puțin pentru a te schimba? Realizează odată pentru totdeauna că nici corpul tău, nici mintea ta, nici chiar conștiința ta nu sunt tu însuți. Și rămâi singur în adevărata ta natură, dincolo de conștiință și de inconștiență. Nici un efort nu poate să te ducă acolo, doar limpezimea înțelegerii tale. Descoperă neînțelegerile și abandonează-le. Asta-i tot. Nu-i nimic de căutat și de găsit, căci nimic nu este pierdut. Relaxează-te și privește la Eu Sunt. Realitatea este chiar în spatele Lui. Fii calm. Fii tăcut. Realitatea va ieși la iveală. Or, mai degrabă, ea te va lua înăuntru. Lumea este în mintea ta. Ea este în contact cu realul doar într-un punct de conștiință pură. Care nu poate fi decât în acum. Numai identificarea ta cu mintea este ceea ce te face fericit sau nefericit. Revoltă-te împotriva sclaviei în care te ține mintea. Pricepe că legăturile tale se creează singure. Și rupe lanțurile atașamentului și ale repulsiei. Păstrează prezent în minte țelul, care este libertatea. Până când îți devine clar faptul că ești deja liber, că libertatea nu este ceva situat în viitorul îndepărtat și care trebuie câștigată cu prețul unor eforturi dureroase, că ea este a ta din totdeauna, pentru ca tu să te folosești de ea. Eliberarea nu este o dobândire, ci o chestiune de curaj. Curajul de a crede că ești deja liber și de a acționa în consecință. Nu poți să fii viu din moment ce tu ești
viața însăși. Persoana care te închipui a fi este cea care suferă, nu tu. Dizolvă în prezență. Ea nu-i decât o îngrămădire de amintiri și de obiceiuri. Karma sau destinul este expresia unei legi benefice. Universul tinde spre echilibru, spre armonie și spre unitate. În fiecare clipă, tot ce se întâmplă acum este pentru mai bine. Asta poate să pară dureros și odios. Poate că este o suferință amară și fără de sens. Totuși, luând în considerare trecutul și viitorul, se întâmplă pentru tot ce-i mai bine, fiind singura cale de ieșire dintr-o situație dezastruoasă. O cale de ieșire poate fi găsită numai când realizezi pe deplin imensa mizerie a vieții tale și te revolți împotriva ei. Conștiința faptului că ești îți va deschide ochii la ceea ce ești. Întâi de toate, stabilește cu tine însuți un contact permanent. Fii cu tine însuți tot timpul. Din pura conștiință de sine, curg toate binecuvântările. Păstrează pe Eu sunt în focarul atenției. Amintește-ți că tu ești. Privește-te fără încetare. Atunci, inconștientul va curge în conștient, fără vreun efort special din partea ta. Dorințele greșite și falsele frici, ideile false și inhibițiile sociale acționează ca o piedică în liberul joc al inconștientului și al conștientului. Odată libere să se amestece, cele două devin una și una devine totul. Persoana se topește în martor, martorul în conștiință, conștiința în ființa pură. Și totuși, identitatea nu-i pierdută, ci numai limitările ei. Ea este transfigurată și devine sinele real, Sadgurul, prietenul și ghidul etern. Tu nu te poți apropia de el prin devoțiune.
Nici o activitate exterioară nu poate atinge sinele lăuntric. Adorarea și rugăciunile rămân numai la suprafață. Ca să mergi mai adânc, meditația este esențială. Strădania de a trece dincolo de stările de somn, de vis și de veghe. A crede că depinzi de lucruri și de oameni pentru fericirea ta este din cauza ignoranței tale cu privire la adevărata ta natură. A ști că n-ai nevoie de nimic pentru a fi fericit, în afară de cunoașterea de sine, este înțelepciune. În realitate, nimic nu se întâmplă. Pe ecranul minții, destinul își proiectează într-una imaginile, amintiri ale proiecțiilor trecute. Și astfel, iluzia se reînnoiește constant pe sine însăși. Imaginile vin și se duc, lumină interceptată de ignoranță. Observă lumina și nu lua în seamă imaginea. Identificându-te cu acest dram de praf care este corpul, tu te simți pierdut și încerci cu disperare să găsești simțământul de plenitudine și desăvârșire pe care îl numești fericire. În realitate, tu n-ai fost niciodată născut și niciodată nu vei muri. Există în univers o putere care lucrează pentru trezire și pentru eliberare. Ea este veșnic prezentă în inimile oamenilor. Ea este factorul unificator. Unitatea eliberează. Libertatea unește. În ultimă instanță, nimic nu este al meu sau al vostru. Totul este al nostru. Fii în unitate cu tine însuți și vei fi una cu toate. Vei fi la tine acasă, în întregul univers. La rădăcina întregii creații se află dorința. Dorința și imaginația se nutresc și se întăresc una pe cealaltă. Cea de-a patra stare este o stare de pură observare ca martor. O stare de conștiință detașată,
fără patimă și fără cuvinte. Ea este ca spațiul, neafectată de indiferent ce ar conține. Tulburările corporale și mentale nu o ating. Acestea sunt în afară, acolo, în vreme ce martorul este întotdeauna aici. Dacă te lași în seama timpului, îți vor fi necesari milioane de ani. A renunța treptat la dorințe este un proces foarte lung, cu finalul nicicând zărit. Lasă-ți în pace dorințele și fricile. Dedică-ți întreaga atenție subiectului, celui care se află în spatele oricărei experiență de dorință și frică. Întreabă: cine dorește? Lasă fiecare dorință să te aducă înapoi la tine însuți. Mulțumește-te să privești și amintește-ți. Tu nu ești nimic din ceea ce percepi. Nimic din ceea ce percepi nu este al tău. Există acolo, prezent în câmpul conștiinței, dar tu nu ești câmpul, nici conținutul lui, nici chiar cunoscătorul câmpului. Natura sinelui este conștiință pură. Observarea pură ca martor. Neafectată de prezența sau absența cunoașterii ori a plăcerii. Treci dincolo de acest corp supus nașterii și morții. Și toate problemele tale se vor rezolva. Ele există pentru că tu crezi că te-ai născut pentru a muri. Trezește-te la realitate și fii liber. Tu nu ești o persoană. Mintea este cea care creează iluzia. Și tot mintea este cea care se eliberează de ea. Cuvintele pot agrava iluzia, dar ele pot de asemenea să o spulbere. Nu-i nimic greșit în repetarea necontenită a aceluiași adevăr, până când acesta devine realitate. Sinele este existență
conștiență, beatitudine. Conștiența existenței este beatitudine. Tu nu ești în corp. Corpul este în tine. Mintea este în tine. Ele ți se întâmplă. Ca să treci dincolo, ai nevoie de o nemișcare vigilentă, de o atenție calmă. Nu uita să-ți reamintești. Orice se întâmplă, se întâmplă pentru că eu sunt. Îți spun din nou, tu ești realitatea atot cuprinzătoare care transcede totul. Beatitudinea realității nu exclude suferința. Tu cunoști numai plăcerea, nu și beatitudinea ființării pure. Încearcă efectiv și vei găsi în durere o bucurie pe care plăcerea nu o poate da. Pentru simplul motiv că acceptarea durerii te duce mult mai adânc decât o face plăcerea. Sinele personal, chiar prin natura sa, urmărește plăcerea și evită durerea în mod constant. Sfârșitul acestui șablon înseamnă sfârșitul sinelui personal. Sfârșitul sinelui personal, al dorințelor și fricilor lui, îți dă posibilitatea să te reîntorci la natura ta reală, sursa întregii fericiri și păci. Plăcerea este acceptată cu ușurință, pe câtă vreme toate puterile sinelui resping durerea. Cum acceptarea durerii este negarea sinelui, iar sinele stă în calea adevăratei fericiri, acceptarea din toată inima a durerii eliberează izvoarele fericirii. Nu vă puteți cunoaște doar prin beatitudine.
căci beatitudinea este chiar natura voastră. Trebuie să faceți față contrariilor, adică la ceea ce nu sunteți, pentru a găsi trezia. Înțelege că tu ești destinat trezirii. Cooperează cu destinul tău. Nu îi te împotrivi. Nu-l zădărnici. Permite-i să se împlinească. Tot ce ai de făcut este să acorzi atenție obstacolelor create de mintea ta nesăbuită. O minte liniștită e tot ce-ți trebuie. Tot restul va urma la momentul potrivit, odată ce mintea ta se potolește. În lumina conștiinței de sine, calmă și stabilă, energiile lăuntrice se trezesc și fac miracole. Fără niciun efort din partea ta. În mod relativ, ceea ce pricinuiește suferință este rău. Ceea ce o ușurează este bun. În mod absolut, ceea ce te aduce înapoi la realitate este bun. Iar ceea ce întunecă realitatea este rău. Numai ascultarea nu te va ajuta prea mult. Trebuie să păstrezi în minte ceea ce ți-am spus. Să încerci să înțelegi starea de spirit care mă face pe mine să spun ceea ce spun. Adevărul mă face pe mine să vorbesc. Întinde-ți mâna și ia-l. Tu nu ești ceea ce gândești că ești, te asigur. Imaginea pe care o ai despre tine însuți este alcătuită doar din amintiri și este pur accidentală. Ceea ce pari tu să fii, nu ești tu. Tu n-ai fost niciodată o persoană, nici nu vei fi vreodată. Refuză să te consideri ca persoană. Tu ești deja perfect, aici și acum. Ceea ce este perfectibil nu ești tu. Tu te imaginezi a fi ceea ce nu ești. Încetează să mai faci asta. Realul este simplu, deschis, clar și blând, frumos și voios. Este complet liber de contradicții. Este mereu nou, mereu proaspăt, perpetu creator. Ființă și neființă, viață și moarte,
toate distincțiile se contopesc în el. Crede-mă, pentru a atinge asta, nu există niciun țel, nici o cale. Tu ești calea și țelul. Nu este nimic de atins în afară de tine însuți. Realitatea este simplă. Totul este una. Armonia este legea eternă. Nimeni nu te obligă să suferi. În acest vast ocean de viață, noi suferim pentru păcatele celorlalți și îi facem și pe ceilalți să sufere pentru păcatele noastre. Evident, legea echilibrului domnește în mod absolut și în cele din urmă toate conturile vor fi balansate. Dar cât timp durează viața, noi ne afectăm reciproc și profund. Nu există niciun rău, nu este nici o suferință. Bucuria trăirii este supremă. Privește cum toate lucrurile se agață de viață. Cât de prețioasă este existența. Nu există puteri oarbe. Conștiința este forța. Fii conștient de ceea ce trebuie făcut și se va face. Fii doar vigilent și liniștit. Când ai ajuns la destinație și îți cunoști natura veritabilă, existența ta devine o binecuvântare pentru toți. Universul este plin de acțiune, dar nu există nimeni care să acționeze. Există nenumărate persoane, mici și mari. Unele foarte mari, care prin identificări se imaginează acționând. Dar asta nu schimbă faptul că lumea acțiunii formează un singur întreg, în care totul depinde de totul și afectează totul. Stelele ne influențează profund și noi influențăm stelele. Zeii și universurile lor vin și se duc, avatarii se succed într-o înlănțuire fără sfârșit și în cele din urmă ne reîntoarcem la sursă. Eu vorbesc numai de sursa veșnică a tuturor dumnezeilor cu toate universurile lor trecute, prezente și viitoare.
tu poți să numești Dumnezeu sau Providența, ceea ce creează și susține lumea. Dar în ultimă instanță, tu ești dovada că Dumnezeu există, nu invers. Căci înainte ca orice întrebare despre Dumnezeu să fie pusă, tu trebuie să fii acolo ca să o pui. Fiindcă eu sunt, totul este. Dumnezeu îți dă trupul și mintea. Și gurul îți arată cum să le folosești. Însă reîntoarcerea la sursă nu te privește decât pe tine. Există nenumărați Dumnezei, fiecare în propriul lui univers. Ei creează și recreează veșnic. Ai de gând să aștepți ca ei să te salveze? Ceea ce îți trebuie pentru a te salva, îți este deja la îndemână. Folosește-te de asta. Investighează până la capăt ceea ce cunoști și vei atinge straturile necunoscute ale ființei tale. Intră și mai adânc. Și neașteptatul va exploda în tine și va spulbera totul. Înăuntrul închisorii lumii tale apare un om care îți spune că lumea contradicțiilor dureroase pe care tu ai creat-o nu este nici continuă, nici permanentă, ci este întemeiată pe o înțelegere greșită. El stăruie pe lângă tine ca să ieși din ea. În același mod în care ai intrat. Tu ai intrat în închisoare uitând ceea ce ești și vei ieși din ea cunoscându-te pe tine însuți așa cum ești. Când ești viu și conștient, nemai fiind însă conștient de tine, tu ești o persoană. Nimic nu este eu însumi, este primul pas. Toate sunt eu, este următorul. Ambele afirmații depind de ideea există o lume.
când se respinge și această idee, tu rămâi ceea ce ești, sinele non-dual. Tu ești eliberat de ceea ce ai înțeles. Expresiile exterioare ale libertății pot lua un anumit timp ca să se manifeste, dar ele sunt deja acolo. Nu te aștepta la perfecțiune. Nu există perfecțiune în ceea ce este manifestat. Părțile trebuie să intre în conflict. Nicio problemă nu este complet rezolvată, dar tu poți rămâne în afara ei, situându-te pe un plan în care ea nu acționează. Odată ce ești ferm stabilit în acum, nu trebuie să te mai duci nicăieri altundeva. Ceea ce ești tu dincolo de timp, exprimi veșnic. Oriunde există viață și conștiință, tu ești. Mai mic decât cel mai mic, mai mare decât cel mai mare, tu ești. Pe când tot restul apare. Tu ești cauza subtilă a întregului univers. Totul este fiindcă tu ești. Tu ești sinele, aici și acum. Tu ești conștiința pură, care luminează conștiința și conținutul ei. O stare de conștiință pură, dincolo de limitările spațiului și timpului. Tu ești singura sursă și singurul fundament al lumii. Tu ești totul și totul este al tău. Tu ești realitatea atot cuprinzătoare, care transcede totul.
Tu ești realitatea supremă, dincolo de lumea și de creatorul ei, dincolo de conștiință și de martorul ei, dincolo de toate afirmațiile și negațiile. Tu ești liber acum. Doar tu singur ești. Trezește-te la realitate și fii liber. Tu ești divin.